Bună dimineața, dragii mei, fetițe și băieței! După cum vedeți, a început o nouă săptămână, o nouă zi din viața noastră de școlarei. Ați observat? Albinuțele, buburuzele s-au trezit la viață și au început a culege nectarul de pe flori. Noi vom începe de astăzi, iar să culegem nectarul din cărți! Pentru că doar așa vom crește mari, puternici, talentați, deștepți și înțelepți. Astăzi, la limba română, avem un subiect nou, o temă nouă. Ca să descoperiți subiectul lecției, vă propun două ghicitori. Ascultați prima ghicitoare. O căsuță fermecată stă cu poarta descuiată, dar nu poți în ea păși dacă nu știi a citi și a doua ghicitoare. Are foi și nu e pom, îți vorbește ca un om și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Ați ghicit? Sper că v-ați dat seama, e vorba de o carte. Ia uitați-vă ce carte năstrușnică avem aici. Să ne amintim. Care sunt părțile componente ale unei cărți? Deci, coperta, cotorul și filele. Acestea sunt părțile unei cărți. Ce informații conține fiecare parte a unei cărți? Coperta este scoarța groasă care apără foile cărții. Conține următoarea informație: autorul, editura, titlul cărții și poate avea și imagini cotorul cărții este partea cărții care ține cu sute sau încleiate toate foile și coperta la un loc. Aceasta, acesta poate conține următoarea informație, poate să conțină titlul cărții, editura, chiar și autorul sau anul ediției. Și filele sau foile cu pagini conțin mai multe informații, texte, Imagini, tabele, diagrame, scheme și așa mai departe. Sper că o să țineți minte toate aceste părți ale unei cărți. Să procedem la lucru. Dacă am zis că astăzi vom vorbi despre carte, oare ce vom învăța astăzi? Să vedem. Azi vom face cunoștință cu poezia Cartea de Constantin Dragomir este un text în versuri. Vă rog frumos, titlul cărții este O carte. Autorul acestui text este Constantin Dragomir. Cartea, fiți atenți, poezia Cartea de Constantin Dragomir. O carte. O carte aleasă e ca o casă, cu multe neamuri, păsări pe ramuri. O carte rară e o comoară cine o găsește se îmbogățește o carte este ca o poveste cine o citește acela crește cine o cinstește se nemurește cu omenia cu veșnicia acum dragii mei vă propun să faceți o pauză și să citiți în gând acest text mai apoi să citiți cu glas tare, de cinci ori, fiecare din voi, textul, o carte. Și acum, generalizăm. Textul, o carte, este un text în versuri. Este alcătuit acest text din patru strofe. Fiecare strofă e alcătuită din patru versuri. Fiți atenți! Prima strofă. O carte aleasă e ca o casă, cu multe neamuri, păsări pe ramuri. O strofă. Câte versuri sunt această strofă? Patru. Primul vers. O carte aleasă. Al doilea vers. E ca o casă. Al treilea. Cu multe neamuri. Și al patrulea. Păsări pe ramuri. Sper Cați ați înțeles. Și acum, dacă ați citit de cinci ori textul și ați găsit cuvinte necunoscute, manualul de limba română ne propune două cuvinte pe care le descoperim în vocabular. Vă propun în continuare să descoperim tainele textului. Vă rog să transcrieți în caietul vostru de limba română cuvintele din vocabular. Comoară și veșnicie. Comoară, avere sau avuție și cuvântul veșnicie, vecie sau eternitate. După ce ați scris aceste cuvinte în caietul de limba română, vă rog oral să alcătuiți propoziții cu acestea. Și acum, exercițiul 2, în care avem de completat trei propoziții cu cuvinte din text. Le descoperim aceste cuvinte în text. Suntem atenți. O carte aleasă e ca o casă. O carte rară e o și cuvântul îl descoperim în text. Comoară. O carte este ca o poveste. Aceste propoziții le transcriem în caiet. Mai apoi, atenție! Transcrieți din textul o carte, o strofă care v-a plăcut cel mai mult în caietul de limba română. Sper că m-ați înțeles. Mergem mai departe. Vă rog. Să completăm următoarea propoziție. Cartea ne învață. Să facem fapte bune, să iubim adevărul și frumosul, să ne purtăm cuvincios, să ne cinstim neamul. Voi, ce credeți? Ce te învață pe tine cartea? Să completezi acest enunț cu una, două, trei expresii. Și acum, o întrebare pe care vă pun acești doi nostimi omuleți. Ce reprezintă cartea pentru tine? Ia uitați-vă ce răspunsuri v-au dat ei. Pentru mine, cartea reprezintă o comoară de înțelepciune, un prieten devotat, un bun sfătuitor. Voi cum credeți? Ce reprezintă cartea? Pentru tine, ce este o carte? Să completați această propoziție cu încă două-trei expresii ce reprezintă cartea pentru tine. Dacă ați fost atenți la lecție și vă mulțumesc pentru aceasta, aveți tema pentru acasă. Să memorați poezia o carte de Constantin Dragomir. Să îndepliniți exercițiul 3 la pagina 107 și să scrieți câteva reguli de păstrare a cărților. Uite, v-am dat indicația să cereți ajutorul de la membrii familiei. Puneți membrii familiei la treabă, întrebați-i. Imaginați-vă, dragii, dragă mea mamă sau dragă tată sau dragă surioară, dragă bunicuță, că ne-am întâlnit cu un copil care rupe cărțile, le mâzgâlește, le îndoaie foile, le aruncă, le murdărește. Ce sfaturi i-ați da acestui copil și să scrieți aceste reguli nu în caietul de limba română, dar pe o foaie sau în maculator. Și acum, dragii mei, vă rog să nu uitați un lucru. Ia uitați-vă ce mesaj vă scrie această carte. Te iubesc! Acesta este mesajul de la carte. Și voi, dragii mei, trebuie să iubiți cartea, să-i întoarceți această dragoste, da? Răsfoindu-i paginile și culegând din ea tot nectarul. Acum vă urez mult succes și ne revedem la lecția de matematică.